și fete, bine v-am găsit la o nouă serie foarte interesantă chestii, după părerea mea, deci da. Hai să facem Death Battle, si chestia, este primul episod. Lupta morții. Deci, prima mea preocupare, am vrut să fiu mai unic si chestii, si în primul episod si chestii, deci aici este, si mă amintesc mai încolo, dar oricum. Aici cu Crito, din Sword Art Online, Vertus împotriva lui Oki, generalul Oki, din Kingdom. Da, dacă n-ați văzut niciunul din aceste anime, vă recomand, sunt foarte mișto, mai ales Kingdom. La început e prea exagerat, dar mai încolo e prea epic. Și Sword Art Online e invers, versetul e prea, nu știu ce, nu prea m-a plăcut mie asta personal, dar oricum. Deci se via seara, adică generalul Oki, ipotetic, intră în arena sau mă rog, ideea este că se bat, da? Sau când ar câștiga să facă noi ce spunem? Să generalul Oki împotriva lui Kazuto sau Kirito. Și face machia. Deci da, dar acum vă spun, generalul Oki este insane de rapid. Foarte puternic, adică pe cal este destul de puternic. Numai că aici nu facem pe cal pentru că da, ar fi ușor dobărut. Lupta împotriva lui Ouken au fost destul de reghi, avea un power reghi oricum, dar da, este destul de puternic, acolo este la putere maximă, cu mult power reghi, da, înțelegeți, dar vă dați seama că este foarte puternic omul ăsta. Este de la vârsta de 13 ani, a intrat pe război, se luptă, este general la urmă în China și antică se chestii. Este un general, știe să se bate, dai seama. Deci, erau destul de rapizi chestii, foarte rapizi. De la început, personajele erau ceva rapid, clasic anime, dar aici în lupta asta vedem puterea lui adevărată. Cu adevărat se lupta chiar, deci da, este foarte puternic. Da, deci a spune că îl face pe Kirito la viteză. Ca viteză îl face, ca putere s-ar putea să-l bată Kirito pentru că e într-un joc și are nivel și este puțin așa. Ar putea să-l taie destul de ușor pe Oki, foarte ușor. Dar, ca viteză, ochii întrechi. Eu zic, părerea mea este că îl face pe Kirito. Îl face. Deci, trebuie să spun de la început, dar în ale pe Kirito de Akia din iunie a 12-a 2023, Floru 27, Ei, Dengen, chestii de astea, mâna pe ăsta, pentru că da, pare mai bun. Pentru că nu este prea așa de rapid, chestii destul nu este potrivit, după părerea mea. Puteți să faceți propria voastră comparație dacă vreți să-mi dați de la debug sau cum se nume asta. Puteți să-mi dați un număr super că ați vrea, adică să văd părerea voastră dacă îmi greșeți cu ceva sau nu. Deci da, e foarte bun acest Kirito, după părerea mea.